În noaptea cinei ne amintim că era o întrebare pe buzele tuturor ucenicilor: Doamne, nu cumva sunt eu? Așa cum spunea și fratele Lucian, apropiindu-ne de finalul acestei epistole a lui Iuda, este vremea să cristalizăm pe de o parte acest portret al apostaților, pe de altă parte să ne punem și noi această întrebare, la fel ca ucenicii: Doamne, nu cumva sunt eu? Dea Dumnezeu ca să putem depăși cu un răspuns pozitiv această întrebare: Doamne, sunt în regulă, Doamne, sunt al Tău, Doamne, nu sunt căzut de la credință, Doamne, nu m-am abătut de la cuvântul Tău. Și pe de altă parte să putem privi acest tablou al apostaților ca un mijloc prin care putem să luăm anumite măsuri, să știm cum să ne purtăm față de astfel de oameni. Cine sunt acești apostați? Așa cum am citit, ne amintim de versetul 4, aceștia sunt oameni strecurați în biserici și printre rândurile celor răscumpărați, dar oameni care sunt scriși pentru osândă. Fratele Lucian a amintit 5 caracteristici ale acestor oameni și voi rezuma în cele ce urmează la versetele 18 și 19, care adaugă încă 2 caracteristici. Sunt 7 caracteristici și mă gândeam la această cifră a frumuseții curcubeului. Cât de frumos este curcubeul atunci când îl privești, cât de frumoase sunt caracteristicile celui credincios în casa lui Dumnezeu, dar în opoziție este și cel rău, care are o lucrare în acești oameni apostați, și există, în ceea ce am citit aici, 7 nuanțe de gri, am putea spune 7 nuanțe ale întunericului, 7 caracteristici ale acestor oameni. Nu le voi mai enumera pe primele 5, aș vrea în cele ce urmează să ne putem concentra asupra versetului 18, care spune așa, că cum vă spuneau, că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite, iar versetul 19 continuă spunând că ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Iată încă 2 caracteristici pe care le-aș adăuga la ce a spus fratele Lucian mai devreme, și anume, acești oameni sunt batjocoritori, și acești oameni trăiesc în poftele lor și dau naștere la dezbinări. Sunt oameni care nu au Duhul lui Dumnezeu. Ne întrebăm de multe ori, atunci când există probleme în adunări, care este cauza acestor probleme? Iată că Iuda identifică adevărata cauza acestor probleme, și anume acești oameni care sunt netăiați împrejur, oameni nenăscuți din nou, oameni care nu au Duhul și care prin natura lor vor semăna conflict, vor semăna în adunări dezbinare și despărțire, de multe ori ca un lucru trist, ca un deznodământ trist ale acestor evenimente. Cine sunt apostații? Versetul central, versetul 11, ne redă cele 3 exemple: Cain, care înfățișează ura religioasă, Balaam, care ne evidențiază pofta, și Core, care scoate în evidență acest duh de rebeliune din astfel de oameni. Pe de altă parte, versetul 18 ne spune despre acești batjocoritori. Este o trăsătură definitorie a acestor oameni, batjocoritori, și voi stărui un pic asupra acestui lucru. Apoi, oameni care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Dacă am fost atenți, și versetul 16, și versetul 18, și versetul 19 subliniază și se repetă același cuvânt ca o caracteristică a acestor oameni, și anume faptul că ei trăiesc mânați de poftele lor. Și în al treilea rând, ca o altă caracteristică, este faptul că ei nu au Duhul lui Dumnezeu. În vremurile din urmă vor veni batjocoritori. Ce sunt acești batjocoritori? Cuvântul lui Dumnezeu ne dă, dacă vreți, o definiție în Cartea Proverbelor, capitolul 21, versetul 24, unde spune: cel mândru și trufaș se numește batjocoritor.
este, dacă vreți, fondul de inimă al acestor oameni. Și Scriptura spune tot în Cartea Proverbelor, capitolul 16, versetul 18, mândria vine înaintea pieirii, iar trufia stă înaintea căderii. Este, dacă vreți, acest izvor, această fântână care este în adâncul inimii acestor oameni ca un fond al atitudinii acestor oameni și care se reflectă, se manifestă în exterior printr-o atitudine de aroganță, de ironie, de invidie, de persiflare, de batjocură, așa cum noi o știm ca sens primar al acestui cuvânt. Însă Scriptura vine și merge în profunzime arătând fondul de inimă al acestor oameni, și anume mândria și trufia. Iar Domnul Hristos spunea că din prisosul inimii vorbește gura. De unde ar putea să iasă ironia, de unde ar putea să iasă batjocura la suprafață? De pe acest fond al inimii care este plin de mândrie și de trufie al acestor oameni. Cum lucrează batjocoritorii? Și aș vrea să vedem împreună un exemplu de pe paginile Scripturii pe care îl găsim în cartea Iosua, capitolul 9. Este vorba de acea împrejurare în care Iosua conduce poporul Israel pe calea aceasta a biruințelor sfinte, cucerește Ierihonul, cucerește cetatea Ai, cucerește Betelul, se suie apoi pe muntele Ebal și împlinește toate cuvintele pe care Dumnezeu le spusese în lege, în Deuteronom. Și imediat după ce aceste victorii au loc, spune cuvântul la începutul capitolului 9 că la auzul acestor lucruri toți împărații care au dincoace de Iordan, în munte și în vale și pe toată coasta Mării Celei Mari, versetul 2, s-au unit împreună într-o înțelegere ca să lupte împotriva lui Iosua și împotriva lui Israel. Iată o primă strategie pe care o folosesc astfel de oameni, și anume alianțe de conjunctură. Și ne amintim, paginile Evangheliei ne redau o astfel de împrejurare în Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetul 12, vorbește despre doi oameni, oameni care erau clar împotriva Domnului Hristos, care nu aveau nimic în comun cu credința, e vorba de Irod și Pilat, și spune cuvântul acolo, în ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrășbiți între ei mai înainte. Iată o strategie a acestor oameni, oameni care până la un moment dat ei nu au nimic în comun, oameni care poate au avut de împărțit în trecutul lor ceva, poate care nu s-au înțeles niciodată, se unesc pentru un țel comun, și anume acela de a aduce dezbinare. Este și situația din Iosua, capitolul 9, și capitolul continuă mai departe, spunând despre o altă întâmplare și care putea fi o a doua strategie pe care acești oameni o folosesc, și anume vorbește cuvântul acolo în continuare despre viclenia gabaoniților. Erau acești oameni care făceau parte din popoarele Canaanului, care tremurau de frica că Iosua va veni și va cuceri și cetatea lor, și mânați de această temere vin înaintea lui Iosua apelând la această viclenie, jucând teatru, pozând în niște oameni veniți de departe, și Iosua împreună cu poporul Israel, din nebăgare de seamă, vor încheia legământ cu acești oameni. Cuvântul spune în continuare însă că în momentul în care ei vor afla care este realitatea, versetul 23 din același capitol vorbește despre o sentință pe care Iosua o va da asupra acestor oameni, și anume, acum sunteți blestemați și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne, să scoateți apă pentru casa Dumnezeului nostru. Este, dacă vreți, imaginea acestei stări a acestor oameni care trăiesc în blestem, care trăiesc în robie, oameni care sunt pătimași din fire, care sunt nedezlegați de robia păcatului,
și care se infiltrează, așa cum am văzut în versetele anterioare din această epistolă ale a lui Iuda, se infiltrează în biserica Dumnezeului celui viu. Ei, prin natura lor, sunt robi, ei joacă doar teatru, ei se prefac, ei apelează la viclenie. Aceasta este strategia sau una din strategiile pe care acești oameni le folosesc pentru a aduce la îndeplinire acest scop pe care poate mai mult sau mai puțin conștient îl au, și anume dezbinarea. Spune cuvântul în continuare: în vremurile din urmă vor fi bajocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Stai și te întrebi, oare cum este posibil să se nască această dezbinare pe care acești oameni o creează? Și un răspuns este chiar în această expresie: vor trăi după poftele lor nelegiuite. Epistola către Galateni, capitolul 5, versetul 17, spune că firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Iar la 1 epistolă către Ioan, capitolul 2, versetele 16, spun așa: tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Iată un conflict deschis pe care cuvântul lui Dumnezeu ni-l pune în față, și anume conflictul între sfințenia lui Dumnezeu prin Domnul Hristos și, pe de altă parte, păcatul care este în inima noastră a fiecăruia, dar în mod deosebit în inima acestor oameni care nu au nimic în comun cu biserica lui Dumnezeu. Stai și te întrebi cum ia naștere acest conflict. Și cred că un răspuns ar fi acela de a face o vizită inopinată în casa, în familia acestor oameni. Vei vedea, poate pe capul familiei, un om care este neîntors la Dumnezeu, trăind în patimile lui, stârnind ceartă chiar în familia lui, trăind poate în beție sau în imoralitate, în lucruri ascunse, baricadându-se în spatele acestei baricade a biroului său, unde nimeni nu știe ce face. Un om care poate, ca mărturie, este renegat chiar de familia lui, și un astfel de om este acela care vine pe teritoriul bisericii, are de multe ori cuvinte de spus, păreri de dat, iar prin aceste păreri nu face altceva decât să creeze disensiune și să aducă dezbinare. De ce? Pentru că fondul comportării, purtării lui este acela al păcatului, al robiei, al vicleniei acestor gabaoniți care se află în inima apostaților. Cum se naște dezbinarea? Domnul Iisus spunea așa: am venit să arunc un foc pe pământ. Ce credeți, că am venit să aduc pace? Nici de cum! Ci am venit să aduc dezbinarea, căci din 5 oameni care vor fi într-o casă, 3 vor fi împotriva a 2 și 2 împotriva a 3. Domnul Hristos este acela care produce dezbinare, dar nu în sensul negativ, ci în sensul despărțirii acestei prăpăstii care există între cei care sunt ai Domnului Hristos și cei care nu sunt ai Lui. În Vechiul Testament sunt acești 3 S, dacă mă pot exprima metaforic, 3 nume care încep cu S: Samuel, Solomon și Samson. 2 dintre aceștia au avut probleme, din păcate, cu pofta. Care este urmarea poftelor? Pe de o parte este pierderea vederii, nu mai este timp să zăbovim acum. Pe de altă parte este dezbinarea. Și ne amintim de împărăția lui Solomon, care în urma acestui fond al vieții lui, spune Scriptura, târât de iubire, spune târât de pofte, pentru că iubirea care era în inima lui Solomon nu era dragostea din Dumnezeu, era mai degrabă o poftă. Scriptura spune despre el, de numărul mare de neveste pe care le-a avut, contrar cuvântului lui Dumnezeu. Și iată aceste două efecte directe
ale trăirii în pofte și anume pe de o parte pierderea vederii, pierderea discernământului spiritual, pe de altă parte aducerea dezbinării. Credeți că am venit să aduc pace? Spunea Domnul Iisus, nu, ci mai degrabă dezbinare. Aș vrea să închei cu o întrebare care are, dacă vreți, o conotație practică, și anume, cum să ne purtăm cu acești oameni blasfemiatori, cu acești batjocoritori, cu acești oameni care aduc dezbinare. Aș vrea să citim împreună câteva versete care se găsesc în Cartea Înțeleptului Solomon, Proverbe, capitolul 9. Versetele 7, 8 și 12 spun așa. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț. Și cel ce caută să îndrepte pe cel rău, se alege cu o cară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Iată o primă linie a Scripturii. Cu acești oameni nu ai de ce să pierzi vremea să stai să-i convingi, să-i mustri, să cauți să-i îndrepți, pentru că în altă parte tot Cartea Proverbelor spune că acești oameni urăsc mustrarea, acești oameni nu se duc în vizită la cel înțelept pentru că nu le place să fie mustrați, ei nu primesc mustrarea și ei nu se vor lăsa niciodată corectați, iar Domnul Hristos spunea, nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Și versetul 12 spune, dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept, dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Mai departe, în capitolul 29, deci iată un prim lucru legat de batjocoritor, nu încerca să-i schimbi, ei nu se vor schimba niciodată. Proverbe, capitolul 19, versetul 25. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Și versetul 29, pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor. Iată o altă cale a Scripturii legată de acești oameni, și anume faptul că pentru ei nimic nu mai dă rezultate în afară de disciplină sau disciplinare. Este poate un bine pe care îl poți face acestor oameni, să-i pui sub disciplină. Există poate șansa pentru unii să se trezească, și aici este vorba de acei batjocoritori care sunt sinceri. Și aș da un exemplu, ca într-o paranteză, este acel apostol Pavel care spune, am primit har, Dumnezeu m-a găsit vrednic să mă pună în lucrarea lui. De ce? Pentru că am lucrat din neștiință în necredință, chiar dacă el recunoaște că era un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor. Dar el spune, am căpătat har. De ce? Pentru că lucram din neștiință în necredință. Dacă ai de-a face cu batjocoritorii, linia Scripturii este aceasta, pedeapsa sau disciplina este singura măsură să trezească pe astfel de oameni. Dacă astfel de oameni sunt sinceri, ei vor fi cercetați de Dumnezeu, iar dacă sunt pe calea aceasta a apostaziei, ei vor rămâne în continuare în această stare. Și nu în ultimul rând aș vrea să închei cu un verset pe care îl găsim în Epistola către Tit, capitolul 3, de fapt 3 versete cu care aș dori să închei, versetele de la 9 la 11. Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăieli privitoare la lege, ferește-te, că sunt nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Iată o cale, o altă cale a Scripturii, și anume să identificăm pe acești oameni și să ne depărtăm de ei. Depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, că știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Pavel, apostolul Pavel este acela
care lucra din neștiință în necredință și a căpătat har. Dar acești oameni care sunt apostați lucrează din necredință în rea voință. Pentru ei nu există cale de schimbare. De aceea închei spunând, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare, în primul rând, așa cum spunea și fratele Lucian, să ne cercetăm, să identificăm dacă cumva în inima noastră sunt aceste trăsături negative ale răului și dacă sunt să le părăsim. Doamne, nu cumva sunt eu, este această întrebare a ucenicilor. Iar dacă am trecut cu bine testul, să putem identifica pe cei din jurul nostru, nu într-un sens negativ, dar în sensul Scripturii, care ne atenționează și ne învață spre binele nostru, depărtează-te de astfel de oameni. Amin.